bonjour! În acest episod ne continuăm turul prin Franța și ne îndreptăm spre sudul țării. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Lăsăm în urmă regiunea Bordeaux cu podgorii nesfârșite de viță de vie, trecem prin localități vechi și câmpuri de cereale și ne oprim la viaductul Milau, situat în topul celor mai înalte poduri hobante din lume. Ne abatem de la drumul principal și privim podul, o capodoperă a ingineriei civile, amplasat într-un cadru natural deosebit, construit deasupra râului Tarn. Viaductul are 7 stâlpi cu înălțimi diferite care susțin întreaga punte, are o lungime totală de 2460 de metri, o înălțime maximă a podului de 343 de metri și este organizat ca o autostradă cu 4 benzi. Facem o drumeție spre un punct de belvedere de unde cutezătorul viaduct se etalează în toată grandoarea lui. Am intrat pe autostradă pentru că mai aveam destui kilometri de făcut până la destinație și am străbătut cu emoție podul suspendat parcă deasupra văii adânci. Thoughts are too big. Can I get some comfort, please? Ne-am continuat drumul printre peisaje frumoase și spre seară ajungem în orașul Marsilia. Orașul Marsilia este cel mai mare port comercial al țării, a fost fondat de greci în secolul al VII-lea înainte de Hristos, este cel mai cosmopolit, dar și cel mai periculos oraș din Franța, al doilea ca mărime după Paris și iată, în următoarea zi pornim să-l vizităm. Începem turul orașului cu Catedrala Sfânta Maria Majore. Această biserică neobizantină a fost construită în secolul al XIX-lea, este impunătoare prin poziția sa, așezată maiestos pe o esplanadă cu vedere la malul mării, într-o piață deschisă, prin turnurile sale gemene înalte și prin arhitectura cu decorațiuni deosebite. Ne continuăm plimbarea pe malul mării, pe lângă iahturi ancorate la mal și urcăm într-un trenuleț turistic care ne ajută să vedem orașul într-un timp scurt. When I'll be coming home. Whenever we're apart.
trecem pe lângă clădiri cu o arhitectură frumoasă, pe lângă portul vechi, tarabe și magazine de suveniruri, vedem cetatea, plaje, dar și mica insulă pe care este fortăreața Dif. Aceasta a fost construită în anul 1527 de către François I. Prin secolul XVII a fost transformată în închisoare și a devenit celebră datorită romanului lui Alexandru Dumas, Contele de Monte Cristo. Tractorașul ne urcă sus pe deal la Bazilica Notre-Dame de la Gard. Situată în vârful celui mai înalt deal din Marsilia, Bazilica Notre-Dame de la Gard este simbolul orașului, o biserică romano-bizantină construită în anul 1864. Interiorul bisericii este decorat cu picturi murale frumos colorate și marmură. Ieșim pe terasă și admirăm orașul imens, portul și marea îndepărtare, dar și impunătoarea biserică de lângă noi, în vârful căreia tronează statuia Fecioarei Maria de 36 de metri înălțime care domină întreaga zonă. Coborâm cu trenulețul pe străduțe înguste și abrupte, înapoi în portul vechi. Marsilia este și orașul care a dat numele imnului Franței. Marseillaise a fost cântat de soldații republicani din Marsilia la intrarea lor în Paris în anul 1792 și reprezintă până astăzi o odă dedicată țării și poporului încărcată de patriotism profund. Considerată podul dintre Europa și Africa de Nord, Marsilia găzduiește o populație considerabilă de emigranți din foste colonii franceze din nordul Africii, iar influențele acestora se văd la tot pasul. Lăsăm Marsilia în urmă și ne îndreptăm spre un obiectiv natural fascinant din apropiere. Este vorba despre masivul Calonge, un munte unic datorită amplasării sale lângă mare și a modului în care apele mării au pătruns în stâncile albe de calcar, formând niște golfuri, fiordurile mării mediteraniene înconjurate de pereții abrupți ai muntelui.
Masivul Calonge se întinde de la Marsilia și până la Casis de-a lungul coastei mediteraniene, are lungimea de 20 de kilometri și lățimea de 4 kilometri, altitudinea maximă este de 565 de metri. Noi lăsăm mașina într-o parcare, parcarea Col de la Gardiole, pe drumul dintre Marsilia și Casis și pornim într-o drumeție de 2 ore spre una dintre cele mai renumite calănci de aici, Envau. Drumeția a fost plăcută și deosebită datorită vegetației mediteraniene din jur, diferită de cea din munții noștri, dar și datorită masivului din calcar, franjurat și crestat în forme diverse, care se înalță artistic de o parte și de alta a potecii noastre. Ajungem acum la Calanca Envau. Marea a intrat în muntele din calcar, formând o imagine vizuală deosebit de pitorească și rară. Pereții albi și verticali ai muntelui se oglindesc în apa mării de culoare turcoaz smarald. Întoarcem la parcare pe același traseu și apoi mergem în orașul Casis, aflat la doar câțiva kilometri. Thank you.
un fost sat pescăresc, acum stațiune, ne-a oferit cadru perfect pentru o plimbare liniștită de seară, printre clădiri frumoase, flori, iahturi ancorate în portul vechi, supravegheați de castelul construit în anul 1381, amplasat pe deal. Părăsim fascinanta zona a Marsiliei, dar nu și regiunea Provence, următoarea destinație fiind renumitele câmpuri de lavandă. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my